Am început de la nimic, pur și simplu așa, că să particip, să văd ce e asta, ce e scena. Dar nici prin cap nu i-a trecut că voi ajunge în semifinală, dar nici în visuri n-am că să ajung chiar și în final și încă să fiu ales de jurați. În marea finală merge Maxim Prepeliță. Chiar pe câteva secunde s-a șters-o din mintea mea, nu știam ce să gândesc și ce să vorbesc. Și cum le-am spus că îi stimez și iubesc, că îi spun și de data asta, m-am stăruit, m-am pus toate forțele mele ca să plac juraților, publicului. Înainte de show, chiar noaptea puțin ce am dormit, repetam cântecul să-l știu la 100%. Pentru mine este o foarte mare onoare și mulțumesc Bunul Dumnezeu că m-a ajutat și m-a adus la nivelul acesta de semifinale și în finale cred că noi stărui și face posibilul ca să plac tuturor, și juraților, și publicului. Am și foarte buni concurenți, puternici, și trebuie să mă gândesc bine ce să prezint, cum și la nivelul cel mai înalt. Dregeți vocile, aranjați portativele și aplaudați-l pe Maxim Prepeliță! Solo e sogno l'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che noce luce una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutti il cuore che ho acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Adesso si libera.
Maxim Prepeliță! Maxim Prepeliță! De la agent de pază, atacă direct, categorie de vedete, Maxim Prepeliță! Aplauze încă o dată pentru el! Domnul Munteanu, eu să știți... Da. Mirce, mă iert, eu știu de ce Adrian a spus că el o să fie bodyguard, pentru că mi se pare mie că eu să-i fiu lui bodyguard, cu timpul. Și el să cânte. Nu, el poate să fie, cred, aș vrea, aș dori foarte mult să fie un coleg. Aplauze, să fii coleg cu Mihai Munteanu. De dumneavoastră multe depinde. Să fii coleg de bodyguard. Maxim, chiar ai meritat să te afli aici. Se vede că și-ai muncit. Azi, bun. Emoțiile ai avut cândva în audiții, în semifinala. Azi, chiar vorbeam cu Tane acum în micile noastre pauze, foarte bine ai cântat. Îmi place și nu-mi pare rău. Și nu-mi pare rău că te-am votat atunci și ai ajuns aici. Felicitări! Mulțumim, Nicu! Tane, da, mie mi se pare incredibil că un agent de pază a venit să-și aducă visul la Moldova Are Talent și ne-a demonstrat că trebuie să credem în visele noastre, pentru că uite ce frumos moment ne-ai oferit tu astăzi. Și dacă data trecută erai un pic mai mult bodyguard decât artist, astăzi îți spun că ești mai mult artist decât bodyguard. Aplauze pentru Maxim Prepeliță! Racordați telefoanele la numărul scurt 3911 și pe o tonalitate de do major. Expediați mesaje în susținerea lui Maxim Prepeliță. Cine știe, poate el va lua cea mai înaltă notă din sezonul al doilea la Moldova Are Talent și va merge acasă cu 500.000 de lei.